rețelele de socializare au fost invadate în ultimele săptămâni de tot felul de teorii conspiraționiste, care susțin că antenele 5G răspândesc coronavirusul. O parte dintre români cred că guvernul ne obligă să stăm în casă noaptea pentru a putea monta antene 5G pe ascuns. Specialiștii contactați de Antena 3 spun că nu avem niciun motiv să ne temem și că totul este doar o diversiune. Ce se întâmplă în intervalul 20-26? Sunt tăiate pădurile și montate antenele 5G. Acum ați înțeles de ce nu aveți voie să ieșiți noaptea din casă? Așa sună una dintre teoriile conspiraționiste răspândită zilele acestea pe internet. Oamenii cred că există o legătură între noua rețea de date mobile și coronavirus. Practic, se afirmă că totul a început în Wuhan, pentru că acolo a fost implementată recent rețeaua și astfel s-a extins în toată lumea. Antene 5G s-au instalat în toată China, nu numai în Wuhan. Primele zone acoperite au fost Beijing și partea de sud, Shenzhen, unde sunt companiile de tehnologie, fără să existe acolo o erupție de epidemie. Ceea ce nu știu mulți români e că antenele 5G au fost montate deja în foarte multe județe și sunt funcționale în marile orașe. Totuși, pe internet e prezentată doar informația care creează panică. De exemplu, la noi, în România, în Suceava, da, este un focar de coronavirus. Nu există tehnologie 5G în Suceava. În schimb, în Cluj există 5G, dar nu există coronavirus, deci nu există absolut nicio legătură. Ceea ce îi sperie pe români sunt radiațiile ce ar fi emise de noua tehnologie. Din punct de vedere al radiației, aceasta nu este mai puternică decât a fost până acum. Puterea de emisie nu este mai puternică în 5G decât a fost în 4G. Că lumea se sperie de partea superioară de frecvență, da? Acolo în zona de 3 GHz, 4 GHz, chiar și 5 GHz. Noi deja avem în casă toți rutere care emit în această frecvență de 5 GHz. Da? Marea majoritate dintre noi avem deja ruterele Wi-Fi, ele emit în această frecvență deja. Nimic. Tehnologia 5G va revoluționa lumea. După implementarea acesteia, vom vedea mașini autonome pe stradă, iar un doctor din China va putea face o operație în Statele Unite prin intermediul unui robot conectat la această tehnologie. Tehnologia 2G vorbim de kilobiți pe secundă, 3G de câteva zeci de megabiți pe secundă, 4G de câteva sute de megabiți pe secundă, iar 5G, hai să spunem că avem fibra fără fibră, pentru că oferă vitezele de internet foarte, foarte mari. Când spune că noua tehnologie nu afectează sănătatea utilizatorului, colegul nostru vorbește din proprie experiență. Toate teoriile astea culcă, emit nu știu ce radiații electromagnetice, care ar produce cutremure, modificări ale antenelor, nu au nicio legătură. Uite, o folosesc de un an, telefon este primul telefon 5G. Și folosesc de un an și nu am pățit absolut nimic. În momentul de față, implementarea tehnologiei 5G în România este tergiversată, deoarece statul a cerut foarte mulți bani firmelor de telefonie pentru spectrul radio.